Povestea porcului de Ion Creang. Cică era odată o babă și un moșneac. Moșneacul avea 100 de ani și baba 90. Și amândoi bătrânii erau albi ca iarna și posomorâți ca vremea ce era din pricină că nu aveau copii. Într-una din zile, baba oftă din greu și zise: Moșnege, de când suntem noi pe lumea asta, încă nu ne-a zis nimeni tată și mamă. Apoi, măi, babă, ce putem noi face? Ia, mâine dimineață să te scoli și să apuci încotroi vedea cu ochii și ce jivină ți-o ieși în cale, s-o pui în traistă și s-o aduci acasă. Moșneagul, sătul și el de atâta singurătate, făcu cum zise baba. Porni el și se tot duse înainte, până ce dădu peste o păltoacă. Acolo se tologea o scroafă cu 12 porcei. Scroafa, cum îl zări pe moșneac, o luă la fugă, iar porcei după dânsa, numai unul, cel mai slab, rămase pe loc. Moșneagul îl prinse, apoi îl băgă în traistă, așa plin de clod cum era, și porni cu dânsul spre casă. Ia, uite ce odor ți-am adus! Un băiat ochios și sprâncenat de nu se mai poate, îți seamănă ție bucățică ruptă. Baba nu știa ce să mai facă de bucurie. A scăldat porcelul și l-a îngrijit cum știa ea mai bine. Într-una din zile, moșneagul se duse la târg și când se întoarse acasă, baba îl întrebă: Ei, moșnece, ce ai mai aflat pe la târg? Nu prea bune vești. Împăratul vrea să-și mărite fata și a dat veste în țară că dacă se găsește cineva care să facă un pod de aur de la casa lui până la curțile împărătești, aceluia îi va da fata de nevastă. În mulțime de feciori de crai au încercat, dar niciunul nu i-a izbutit. Împăratul, cică, s-a îmbolnăvit de supărare. Of, moșnege, of! Bine că feciorul nostru nu poate vorbi și nu-l duce la capul la așa ceva. Cum sfătuiau ei așa, purcelul din culcușul lui vorbi cu glas omenesc: Tată, mamă, mă apuc eu să-l fac. Bătrânii speriați s-au uitat prin bordei în toate părțile să vadă de unde a ieșit acel glas. Nevăzând pe nimeni, s-au mai liniștit. Nu vă fie frică, eu sunt cel care vorbește, glăsui purcelul din nou. Tată, hai să mergem la împărat să-i spui că eu îi fac podul. Baba s-a pus pe bocit, însă moșneagul și-a pieptănat barba frumos și a pornit spre palat. Când a ajuns la porțile împărătești, străjerii au făcut schimb de priviri, apoi au bufnit în râs. Moșule, se pare că ți s-au cam urât cu zilele. Asta nu vă privește. Anunțați-l pe împărat că am venit. Străjerul, știind porunca, nu mai lungi vorba, ci conduse drumețul în fața împăratului. Moșnege, nu ești în toate mințile, ce umbli cu porcii după tine? L-a întrebat împăratul. Să-mi fie cu iertare, acesta mi-e flăcăul. Și el are să-mi facă podul de aur? Întocmai, chiar el, măria ta. Împăratul privi uimit la cei doi, apoi rosti: Hai, ia-ți porcul de aici și ieși afară. Și dacă, până mâine dimineață, podul nu va fi gata, moșnege, are să-ți dea capul acolo unde-ți sunt tălpile. Înțelesul mai? A doua zi, un pod de toată frumusețea se înălța de la palatul împărătesc până la bordeiul moșneagului. Împăratul a făcut sfat și a trimis de îndată fata la casa mirelui. Nuntă nu a mai făcut, căci cu cine era să o facă? Fata împăratului a ajuns cu bine la casa socrilor, iar când a dat cu ochii de mire, pe loc a încremenit. La început a plâns zile în șir, dar mai apoi s-a obișnuit. Purcelul umbla toată ziua prin casă, noaptea însă își lepăda pielea de porc și devenea un prinț frumos. Peste 2 săptămâni, tânăra nevastă, cuprinsă de dor, s-a dus să-și vadă părinții și le-a povestit despre pielea de porc. Atunci, maică-sa o sfătui: Draga mă, potrivește să fie foc zdravă în sobă și, când va adormi bărbatul, să arunci pielea cea de porc în foc,
ca să scap de dânsa. Se întoarse tânăra nevastă acasă și așa și făcu. Noaptea, când soțul ei adormi, ea luă pielea și o aruncă în foc. Bărbatul se trezi, sări drept în picioare și se uită cu jale în sobă. Femeie nepricepută, ce ai făcut? Îndată, tânăra soției își văzu mijlocul prins cu un cerc de fier. Când voi pune eu mâna pe mijlocul tău, atunci să se rupă acest cerc în două și să se nască pruncul ce-l aștepți. Să știi, eu mă numesc Făt Frumos și să mă cauți la mănăstirea de tămâie. Rosti soțul ei și dispăru. S-a amărât tânăra nevastă și a hotărât să pornească în lumea largă să-l caute. Pe drum se întâlni cu Sfânta Miercuri. Aceasta nu auzise nimic despre soțul ei, dar îi dărui o furcă de aur, care torcea singură, și o sfătui să meargă la sora ei, Sfânta Vineri. Nici Sfânta Vineri nu auzise nimic, dar ea îi dărui fetei o vârtelniță, care depăna singură și o îndreptă spre sora ei, Sfânta Duminică. Sfânta Duminică i-a dat fetei o tavă de aur, cu o cloșcă cu pui tot din aur, și un ciocălan șchiop ca însoțitor. Doar el auzise despre mănăstirea de tămâie și știa drumul într-acolo. Ciocărlanul a învățat nevasta ce să facă cu darurile primite. Cum a ajuns la zidurile mănăstirii de tămâie, ea s-a așezat lângă o fântână și a scos furca de aur. Nu a trecut mult și a venit o slujnică să ia apă. Când a văzut acele minunății, fuga la stăpână sa să-i dea vestea. Stăpâna ei era chiar știrba Baba Cloanța, o vrăjitoare rea, care știa să închege apa și multe alte vrăji rele. Ea era scroafa cu purcei din acea băltoacă din pădure. Prin farmece, hârca de babă l-a prefăcut pe Făt Frumos în purcel, cu gândul să-l călăsătorească cu vreo fată de-a ei din cele 11 ce le avea. Când drumeața a fost întrebată ce plată vrea pentru cele 3 daruri, tânăra nevastă se învoi să îi le dea în schimbul a 3 nopți petrecute lângă Făt Frumos. Ea spera că bărbatul se va atinge de cercul de fier și se va naște pruncul mult așteptat. În prima noapte, femeia a îngenunchiat lângă patul soțului și, plângând în hohote, rosti: Făt Frumos, întinde mâna ca să crape cercul acesta furisit și să se nască pruncul tău. Dar hârca de babă i-a turnat lui Făt Frumos lapte vrăjit și acesta a dormit ca un mort până dimineață. Sărmana femeie s-a chinuit până în sori, dar în zadar. A doua noapte a fost la fel. A treia noapte, Făt Frumos parcă a auzit prin somn suspinele femeii și a întins mâna și a atins mijlocul. Cercul de fier a crăpat și îndată s-a născut pruncul. Tânăra nevastă a povestit soțului câte a pătimit de când s-a făcut el nevăzut. Făt Frumos, chiar în puterea nopții, a ridicat toată curtea în picioare și a poruncit să fie adusă hârca de babă înaintea sa, împreună cu toate darurile luate prin vicleșug de la nevasta lui. Baba Cloanța, de ciudă că planul ei a eșuat, a plesnit în mii de bucățele. Pentru că tinerii nu făcuseră nuntă când s-au luat, au făcut-o acum. Și s-a adunat lume peste lume și a ținut veselia 3 zile și 3 nopți. Poate mai ține și astăzi, dacă nu, s-o fi sfârșit.